Centura de aur cu un cubanez năprasnic, José Larduie Gómez, cel în fața căruia moldoveanul Alexei Zavatin nu a avut niciun cuvânt. Două mașini de box se vor înfrunta în această ultimă dispută a Centurii de aur Nicolae Linca, ediția 2013. Intră Nistor în ring, un salt spectaculos printre curzi. Nistor este component al echipei semiprofesioniste, să-i spunem, Astana din Kazakhstan, care a câștigat World Series Boxing, o finală extraordinară disputată chiar în Republica din Asia Centrală. Așteptăm de la Nistor să aibă o carieră fulminantă care să se bazeze, de ce nu, pe un succes de răsunet în fața unui cubanez la Centura de aur. Hai Mihai, ești favoritul nostru. Probabil că această emoție e transmisă în toată țara prin TV Neptun. Adversarul e unul redutabil. Dragi prieteni, José Larduie Gómez nu se va lăsa învins cu una, cu două, așa că disputa va fi una pe viață și pe moarte, cu toate că nu prea îmi place să folosesc această sintagmă. Prefer mai degrabă termen sportiv, dar de data asta chiar poate e potrivită. Da, suntem la cea mai mare dintre categorii, cel mai așteptat meci. Doi sportivi absolut extraordinari care au oferit meciuri memorabile la această ediție a Centurii de Aur și nu numai, și la campionatele mondiale, europene, respectiv panamericane la care au evoluat. Foarte concentrați, întreaga sală, întreaga asistență este montată la această partidă. Vă invităm la încă 10 minute, aproximativ 10 minute de spectacol total la Neptun TV, ultima finală a Centurii de Aur, Nicolae Linca 2013, Mihai Nistor, José Larduie Gómez. Serghei Jurkin din Rusia este arbitrul de ring, Julio Mena îl asistă din colț pe cubanez, în timp ce Marian Simion cu Avlalim Feraidin și cu Victor Puiu sunt alături de Mihai Nistor. A început disputa, sala scandează la unison, România, România, pentru Mihai Nistor, care lovește. Se ferește apoi de un uppercut. A dat drumul la brațe primul cubanezul, care pare mai vivace în acest debut. O lovitură încasată de Mihai Nistor, încă un croșeu de stânga. Îl trimite la podea Mihai Nistor după ce a încasat câteva lovituri destul de puternice, inclusiv un uppercut. Mihai Nistor a rămas bine pe picioare și l-a trimis la podea pe adversarul său. S-a ridicat însă cubanezul, a fost numărat și revine în luptă. Foarte bună reacția de riposta lui Mihai Nistor, care, deși era zdruncinat de loviturile lui Larduie Gómez, a găsit resursele să-l trimită la podea, să-l facă numărat pe un cubanez la Constanța, la Centura de Aur. Avem resurse, România poate câștiga în fața Cubei o medalie care va avea o strălucire inegalabilă. Foarte bun acolo eschiva lui Mihai Nistor, care a găsit și lovitura perfectă. Deocamdată însă încasează. Foarte bun cubanezul. Lovește însă sub centură. Un uppercut care a atins întâi o zonă nepermisă. Mihai Nistor în ofensivă. A lovit la ficat. Ce dispută, prieteni. Da, ce extraordinar. Doi titani, doi coloși în ring, care își împart pumni cu nemiluita. Era să cadă în aceeași capcană Mihai Nistor, a lovit în aer, după care nu mai avea gardă. Bună lovitură la corba românului. Ceacă și croșeul. Geaburi și directă. Este în corț cubanezul. Devastator Mihai Nistor în aceste momente. E momentul să-l încurajăm, pentru că se simte mirosul de sânge, cum se spune. Da. Și Mihai Nistor își arată colții. Foarte tehnic Mihai Nistor, în ciuda masivității sale. Îl bate la acest capitol pe José Larduie Gómez. Cu siguranță auziți întreaga sală, Nistor, Nistor, este scandarea care va acompania aceste lovituri năprasnice ale românului până la final, cu siguranță. Un croșeu al cubanezului care își atinge ținta, revine însă Mihai Nistor cu mai multe lovituri. Bun, croșeul de stânga al lui Nistor. Avertizat cubanezul pentru o lovitură la ceafă. Tot Nistor în ofensivă. Ce partidă! Îl va ataca pe cubanez acum, în corzi. Reușește să scape de acolo Gómez. Nistor încasează trei lovituri serioase aici. Expediază și el una. Indiferent de cine va fi declarat câștigător, finala rămâne una pentru analele boxului românesc. Așa este, gândește că este abia prima repriză. Nistor își pregătește un ultim atac înaintea pauzei. A lovit fără țintă. Se apără bine de un croșeu de stânga, apoi lovește la corp și se aude gongul.
extraordinar. O repriză memorabilă. Încă o dată, extraordinar. O repriză într-adevăr memorabilă pentru boxerul român. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Nu-i nimic. Suntem exaltați și noi de ceea ce vedem pe ring. Între timp să vă mai spun că Mihai Lauruc, cel care vă spuneam că va oferi acele premii extrem de generoase în eventualitatea unor podiumuri la mondialele din Kazahstan, este președintele rutenilor subcarpatici din România, o asociație și membru al Consiliului Mondial al Rutenilor Subcarpatici. Așa că diversitate. O titulatură interesantă. Să revedem o lovitură extraordinară a lui Nistor. Revedem această lovitură expediată de Nistor. Moment foarte dificil pentru cubanez. N-avea cum să se apere acolo, Larduie Gomez. Surprins și pus la podea de Mihai Nistor. O repriză care cu siguranță i-a aparținut boxerului nostru. Rechemați la luptă cei doi de către Serghei Jurkin. Vom asista din nou la o avalanșă de lovituri. Început mult mai bun pentru cubanez, însă Nistor rezistă. Încasează la corp, expediază și o lovitură la figură. Croșeul de stânga al lui Nistor, preferatul său. Nu l-a trădat. Mihai Nistor, o evoluție peste așteptări în fața unui adversar care are o tehnicitate foarte mare, foarte frumoasă. Mihai Nistor revine în luptă, îl lovește pe José Larduie Gomez. Acesta se redresează. Blocate brațele ambilor luptători. Fiecare a căutat să respire cât mai mult. Joc de picioare bun al cubanezului. Se mișcă mai mult în ring, însă recuperează prin lovituri parcă mai bine plasate și mai puternice Mihai Nistor. Sper să nu obosească băcăuanul, care are 23 de ani și e campion național din 2009 până în 2013. Ar fi însă un succes major o centură de aur pentru el. A dominat autoritar campionatele naționale timp de 4 ani și acum urmărește centura de aur. Iată-l ce bine l-a prins acolo pe cubanez. Trebuie însă să se desprindă de el cât timp este în curs cubanezul. Foarte bine Nistor. Sfert finalist la europenele de la Minsk de anul 2013, din primăvară. Nu cred că te-ai hazardat, Cristi, atunci când ai spus că este o luptă pe viață și pe moarte. Într-adevăr, cei doi nu se menajează deloc. Nu prea sunt momente de odihnă, se lovesc în continuu cu garda jos. Iată acum o serie foarte bună a lui Nistor. La corp urmate de două lovituri puternice la figură. Cubanezul obosit. Croșee de dreapta și de stânga. José Larduie Gomez nu are ripostă în aceste momente. Încă o dată lovește Nistor. O serie la corp foarte bună. Dar apoi și-a ținut adversarul, lucru nepermis de regulament și observat de arbitrul din Rusia. Ultimul minut al rundei a doua. Cască la cască cei doi. Cu siguranță nu doresc să-și zâmbească unul altuia. Au făcut risipă de energie, dar presimt că nu și-au terminat combustibilul. Cum necum, trebuie să-și refacă energia pentru ultima parte a disputei și poate cea mai importantă, cea care va decide câștigătorul ultimei centuri puse în joc. Ne apropiem de ultimul gong al celei de-a doua reprize și acum se va auzi, fără îndoială, nu mai este timp de încă un atac. Lovituri de control, așa, care n-au mai intrat în statistici. Marian Simion pare mulțumit de evoluția elevului său. De are partea, toate motivele. Da, de partea cealaltă, cred că există optimism și în tabăra cubaneză. O partidă echilibrată, o partidă extrem de spectaculoasă. Finala de la categoria super grea, plus 91 de kilograme. Mihai Nistor, José Larduie Gomez. Două reprize incendiare, așa cum v-am promis. Nu puteam să ne înșelăm, pentru că centura de aur, știți prea bine, a adus numai mari campioni în România. Iată, pronosticurile noastre se adeveresc. Am avut două reprize demne de cărțile de istorie. Mihai Nistor, José Larduie Gomez. Urmează ultimele 3 minute de la centura de aur Nicolae Linca, ediția 2013, a 38-a ediție a acestei competiții.
Recapitulăm și clasamentul pe medalii. Cuba cu 4 centuri de aur este prima. România este pe locul al treilea cu 2 centuri, în timp ce Moldova se află pe locul secund cu 3 titluri obținute până acum. Ce serie a lui Mihai Nistor, nu toate loviturile însă la timp pe cubanez. S-a dezlănțuit pugilistul nostru, care i-a blocat mișcările membrilor superioare lui Lardue Gomez. Acum însă a lovit și cubanezul cu uppercut din lateral. Au ridicat sala în picioare cei doi pugiliști. Aceste serii extraordinare n-aveau cum să-i țină pe scaune pe spectatori. Acum s-a mai liniștit un pic atmosfera, însă mai sunt doar 2 minute și 20 de secunde din această ultimă finală. Toată sala și cu siguranță cu toții și voi, stimați spectatori, sunteți alături de Mihai Nistor. Box de clasă mondială la centura de aur Nicolae Linca. O competiție care are loc la Constanța, la pavilionul expozițional. O locație foarte potrivită pentru box, pentru alte evenimente de acest gen. Poate reînvie și mănușa litoralului, cine știe. Erau planuri pentru reînvierea acestei competiții. Cu siguranță oamenii care au organizat centura de aur vor depune eforturi să aducă și acea întrecere aici. Ce lovituri reușește Mihai Nistor. Croșeul de stânga, ucigător, trei coșuri extraordinare. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Ce lovituri! L-a năucit de-a dreptul pe Gomez, care caută să se sprijine, să-și recupereze. Ar putea fi pus la podea acum Lardue Gomez, nu mai poate să stea în picioare. Un minut și jumătate de luptă în care anticipez că victoria va fi a noastră, ba chiar poate fi înainte de limită. Să sperăm că Mihai Nistor are forța să accelereze ritmul loviturilor. Se vede pe echipul cubanezului că nu mai poate. Nistor l-a năucit pe acesta. Trebuie să reziste însă românul, să nu se arunce cu totul înainte, pentru că un cubanez este totuși un cubanez. Un cubanez vlăguit acum de seriile și de combinațiile lui Mihai Nistor, care îl duce în corzile ringului. Este o marionetă acum la Lardue Gomez. Victoria nu poate să-i aparțină decât lui Mihai Nistor. Să vedem dacă va fi în timpul regulamentar sau Lardue Gomez nu va rezista. Este extraordinar ce se întâmplă, prietenii, în ring. Mihai Nistor îl domină literalmente pe adversarul său din Cuba. Nu-mi vine să cred că am posibilitatea să transmit asemenea informații publicului iubitor de box din România. 26 de secunde mai sunt din această superfinală de la centura de aur. Mihai Nistor luptă ca un adevărat campion. L-a surclasat pe cubanezul Gomez în această partidă și mai are 15 secunde până la o decizie care, credem noi, nu are cum să nu îi fie acordată. Victoria nu poate să-i scape, nu, da. În niciun caz. Mihai Nistor a fost vioara întâia acestei partide. Iată-l din nou. Încearcă acum o nouă lovitură și... Este meciul vieții pentru Mihai Nistor, toată sala este în picioare. Este felicitat Mihai Nistor de Marian Simion, de întreaga sală prezentă aici, asistență de aici, de la pavilionul expozițional Constanța. Așteptăm cu toții decizia arbitrilor, care, vă spunem, nu are cum să nu fie în favoarea românului. Ce încheiere ar fi pentru centura de aur Nicolae Linca la revenire la Constanța? Cu să victorie, avem un campion la super grea. Sigur că da, o victorie la super grea, la o categorie care nu e la îndemâna oricărei națiuni, nu numai a oricărui boxer. Mihai Nistor a făcut un meci fantastic, un meci care se încheie cu victoria lui. Victorie pentru Nistor, victorie pentru România la centura de aur Nicolae Linca, ediția 38-a, victorie la super grea. Am bătut Cuba, iată, fabrica de campioni mondiali, mai are și câte o piesă lipsă. Mihai Nistor este acolo să umple acest gol, iată-l pe campionul nostru, Mihai Nistor. Te-aș contrazice numai un pic, pentru că José Lardue Gomez nu e un boxer rău, din contră, a demonstrat că știe cum să aplice tehnici variate, însă de data asta a dat peste o stâncă. Mihai Nistor e numele acesteia și România obține o a treia centură de aur, palmares cu care își completează statistica la locul al doilea, 3 medalii de aur, 3 de argint, 7 de bronz pentru delegația noastră. Prima este Cuba, care are 4 medalii de aur și 2 de argint. A treia Moldova, cu 3 medalii de aur, 2 de argint și alte 2 de bronz. O încheiere pe măsură. Am tras cortina într-un mod incredibil cu Mihai Nistor în prim plan. O victorie de răsunet, o victorie care probabil va face în conjurul lumii fața unui cubanez, José Lardue Gomez,
care l-a învins în primul tur pe un rus, Michel, boxer rău, ceva de-a dreptul incredibil. Asta vreau să spun, Cristi, nu trebuie omis faptul că ne uităm de sus la Rusia în clasamentul medaliilor. Să ascultăm acum declarațiile de final ale oficialilor acestei competiții. Iată și câteva cuvinte în limba română pentru asistența de aici din pavilionul expozițional. Ne pregătim pentru o nouă festivitate de premiere. Cubanezul Erislandis Avongotia va primi o centură de aur și, mai important, Mihai Nistor va primi și el o centură de aur, a treia pentru România la această competiție magnifică. Iată, renăscută în propria cenușă. Vă reamintim, Neptun TV a reușit să vă transmită acest eveniment prin eforturile Federației Române de Box, Consiliul Județean Constanța și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Eu zic că e cazul să facem și un cuvânt concluziv. Din punct de vedere organizatoric, poate că ori mai fi fost reproșuri pe aici, pe acolo, pe alocuri, însă pentru o primă reeditare, eu zic că este bine. Sigur că în orice lucru e loc și de mai bine, dar auspiciile, premizele din punctul meu de vedere sunt foarte bune, așa că aștept ca 2014 să dubleze acest succes al centurii de aur Nicolae Linca. Din punct de vedere sportiv, faptul că România a câștigat 3 centuri de aur este un semn încurajator. Perspectiva pentru campionatele mondiale din toamnă de la Kazahstan, de la Almaty din Kazahstan, ar fi ca și acolo să obținem măcar o medalie. Am spus că stimulentul financiar e unul deosebit din partea lui Mihai Lauruc. Nu ne gândim însă numai la bani, ci și la faptul că România revine pe harta boxului mondial. Sper să nu spun un cuvânt care să jignească, nu că n-am fi fost acolo și până acum, dar odată cu centura de aur deschidem ușa unei camere în care se învârte crema continentală și mondială. Iată, se pregătește de premieră să-și primească centura de aur Erislandis Avongotia, un urmaș demn al unchiului său, Felix Savongotia. Medalie de argint pentru Victor Ialimov și medalii de bronz pentru Tiberiu Porcoi din România și Kiril Ermakov din Rusia. Repet, palmaresul obținut de sportivii noștri, 3 medalii de aur, 3 de argint și 7 de bronz. Numeric vorbind, n-a fost nimeni în fața noastră, dar trebuie să recunoaștem, cubanezii au obținut 4 titluri supreme și nu putem spune că la general i-am învins. Da, așa este. Cuba, ca întotdeauna, superioară, însă tocmai această superioritate a Cubei per total ne face să fim mai mândri de victoria lui Mihai Nistor. Sigur că da, un meci inoubliabil, ca să folosim și un franțuzism. Iată-l din nou pe Cristian Zgabercea, uitându-se către podiumul de premiere, acolo unde se află în acest moment Erislandis Avongotia, așteptând timpul Cubei pentru a patra și ultima oară în 2013. Acesta a fost imnul Cupei pentru a patra oară în această seară la pavilionul expozițional Constanța. Și acum urmează momentul pe care îl așteptăm cu toții, cu atâta interes și atâta bucurie. Festivitatea de premiere la categoria plus 91 de kilograme,
sunt oarecum dezamăgit de reacția majorității publicului, care n-a mai rămas și pentru festivitatea de premiere. Ar mai fi durat doar câteva minute, așa că Mihai Nistor va primi niște aplauze într-o sală aproape goală, după superbul său efort în ring și după o victorie care rămâne, cum spuneam, în cărțile de istorie, în fața lui José Largue Gomez. Iată-l pe Mihai Nistor, premiat chiar de către antrenorul său, Marian Simion, și de către Viorel Sima, secretarul general al Federației Române de Box. Un moment unic, poate, în care România triumfă în fața Cubei la o categorie atât de frumoasă cum este super grea. Da, un succes istoric pentru Mihai Nistor. Pe locul 2, medalie de argint pentru José Largue Gomez. Și bronz pentru Madian Issa Ahmed din Egipt și pentru Alexei Zavatin din Moldova. Vom asculta pentru ultima oară în această seară la Centura de Aur imnul României. Ce altă modalitate, Cristi, de a încheia mai frumos? Superb! Hai să vedem cum sună încă o dată Deșteaptă-te Române, după care vom ura iubitorilor sportului noapte bună de aici, de la TVN. Boxului, sper să ne reauzim și cu altă ocazie. A fost Cristian Frisc și Dan Sămeșan și în numele nostru, Neptun TV și întregului card de transmisiuni, vă urăm o noapte liniștită și rămâneți alături de programele noastre.